un liceu de prestigiu, nu numai la nivel județean, ci și național. Un liceu care se mândrește cu zeci de promoții de elevi străluciți și personalități marcante din toate domeniile de activitate, dar și o garnitură bogată de demnitari ai statului român. Vorbim aici despre Colegiul Național Traian, fondat în anul 1883 și condus la începutul de marele Teodor Costescu. Astăzi, actualii traianiști, dar și mulți dintre foștii elevi ai prestigioasei școli mehedințene, alături de foști și actuali profesori de marcă, dar și de autoritățile locale, au sărbătorit 136 de ani de existență ai Liceului Traian. Evenimentul de excepție a avut loc în sala de spectacole a Palatului Culturii Teodor Costescu. Emoționata întâlnire a fost deschisă de directorul Colegiului Național Traian, profesoara Iuliana Gimoiu. A mai luat cuvântul și primarul Marius Creciu, fost elev al prestigiosului liceu. E o zi importantă în istoria deja seculară a acestei instituții, ai cărei întemeitori au înțeles menirea educației, au știut că, așa cum afirma Victor Hugo, cel care deschide o școală, închide o închisoare. Generații de profesori dăruiți cu vocație pedagogică au menținut în ciuda vremurilor nu de puține ori tulburi, ori potrivnice, un nivel înalt al educației. Astăzi, Colegiul Național Traian împlinește 136 de ani de existență și tradiție. E o zi foarte importantă pentru școala noastră, pentru că aduce împreună profesori, părinți, elevi și comunitatea locală. Particip cu drag la astfel de evenimente, am participat în fiecare an, mai ales că sunt și fost elev al Liceului Traian, un liceu deosebit, un liceu cu rezultate deosebite la nivel nu numai național, ci și internațional, un liceu care a dat foarte mulți oameni de valoare. Mă simt onorat și totodată emoționat să fiu alături de dumneavoastră la această aniversară. Vă felicit pentru toate rezultatele obținute de-a lungul anilor. Sunt deosebite. Sunt deosebite atât la olimpiade cât și concursuri, cât și la formarea personalității elevilor. Foști director ai Colegiului Național Traian au vorbit cu multă emoție despre această minunată școală. E sigur că a evoluat progresiv, că era și firesc, ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine. Dar vreau să subliniez faptul că astăzi Colegiul Național Traian aniversează 45 de ani de la reluarea sărbătoririi Zilei Liceului, numită Ziua Patronă a Liceului Traian. Elevii de la Traian au oferit și un spectacol artistic ce a reușit să smulgă ropote de aplauze. La 1 septembrie 1883, în capitala județului Mehedinți, orașul Turnu Severin, s-a înființat clasa 1 gimnazială cu 79 de elevi și doi profesori entuziaști, Mihail N. Hrgot și Ștefan Bodiu, pentru discipline umaniste. După primii ani de funcționare în sedii modeste, în 1890 s-a pus piatra de temelie a clădirii liceului, în prezența primului ministru G. Manu. Proiectul a fost realizat de către celebrul arhitect mehedințean Alexandru Săvulescu și ramenit a arăta latinitatea și unitatea noastră.